la partea de explicație, am prezentat faptul că în momentul de față sau în fiecare etapă a vieții noastre trăim pe paliere perceptuale diferite, care sunt asociate cu stări, hai zicem, stări vibraționale. Stările vibraționale sunt corespondente cu stări emoționale. Stările emoționale au în spate și niște aspecte care țin de partea de mental. Deci, foarte important este care sunt gândurile pe care le avem, care sunt emoțiile care rulează și care este statusul general al vibrației pe care o stabilizăm în noi. Că de multe ori poate nu avem niște vibrații, adică nu avem nicio o variație emoțională foarte amplă, nu avem niște gânduri care să ruleze, în schimb avem o frecvență care rămâne staționară. Frecvența care rămâne staționară este o frecvență care cumva a fost ajutată să ajungă în punctul acela și rămâne staționară pentru că creează o realitate fixă. Dacă noi nu o modificăm, realitatea rămâne la fel. În momentul în care noi avem un input minim, culegem rezultatul minim. Avem un input mai mare de vibrație, avem un rezultat mai mare. Cu alte cuvinte, oricând și tot timpul modificăm parametrii de stare câmpului. Ce este de înțeles este că raportat la viața asta, că până în momentul de față vorbim doar la raportat la ceea ce noi înscriem din punct de vedere al conștientului în raport cu această experiență de întrupare în care trăim. Raportat la viața noastră, evenimentele trecutului impactează momentul prezent, evenimentele prezentului impactează viitorul. Dacă eu fac o proiecție de iubire asupra trecutului, impactez toate particulele care formează imaginea trecutului și care îmi formează imaginea prezentului și care îmi formează imaginea viitorului. Deci, cu alte cuvinte, îmi ajut particulele să meargă pe o vibrație mai înaltă în trecut, astfel încât în prezent să trăiesc o vibrație mai înaltă, pentru că o mare parte din particulele care formeau o parte din prezența mea își modifică parametrii de stare. Este ca și cum ai zice, am o portocală și proiectez lumină și iubire asupra unei felii din portocala respectivă. Asta înseamnă că felia de portocală din portocala respectivă crește ca și vibrație. Asta înseamnă că la nivelul general portocala are o altă vibrație. Dacă eu modific din punct de vedere al vibrației mai multe felii de portocală, în momentul acela, din punct de vedere al portocalei mari, întregi, portocala crește ca și vibrație, numai că câmpul este tot mai uniformizat. Una este să am o felie de portocală pe vibrație foarte înaltă și toate celelalte să fie pe o vibrație joasă și atunci pot să zic că am un vârf de stare de vibrație înaltă pe o felie și pe cealaltă felie o vibrație joasă. Deci la nivel de portocală, să zicem, am 500 de unități de vibrație, 500 de unități de câmp. Și alta este să spun că la nivelul fiecărei felii am câte 500 unități de câmp. Cu alte cuvinte, am în masa întregii portocale aceeași vibrație, adică fiecare felie este similară cu celelalte felii. De multe ori în viața noastră avem fiecare felie pe o vibrație diferită. Scopul nostru este să uniformizăm vibrațiile pe fiecare felie, adică pe fiecare etapă din viața noastră, astfel încât la nivelul câmpului care ne formează să avem o vibrație înaltă și stabilă pe fiecare perioadă integrativă a vieții personale. Și ăsta este scopul procesului în sine. Da? În ceea ce privește viitorul, în momentul în care viitorul, să zicem, este o altă felie din portocală, în momentul în care eu proiectez asupra unui viitor, adică asupra unei felii de portocale, care în momentul prezent are 500 de unități, proiectez lumină și iubire și în viitor felia de portocală va ajunge la 1000 de unități, asta ce înseamnă? Că portocala, în loc să mai fie per total 500 de unități, va ajunge la 700 sau la 600 și ceva. Dacă modific mai multe, trimit lumină și iubire în mai multe etape din viitorul meu, în momentul acela mai multă structură din câmpul actual se va duce pe nivelul vibrațional de întâlnire. Deci, scopul meu este să trimit lumină și iubire atât către trecut ca să pot să eliberez particulele din trecut
din modelul vibrațional pe care au rămas să vibreze, formând imaginea trecutului, să o aduc în prezent și din prezent să o duc către un viitor pe o frecvență pe care doresc să o trăiesc. În esență, toți oamenii, și o să fac o închidere legată de explicația anterioară ca să avem o concluzionare, în esență oamenii adică persoanele cu care eu am lucrat, toate fundamental doresc același lucru, să trăiască starea de iubire în raport cu ei și în raport cu ceilalți. Dacă tu îți dorești starea de iubire, să trăiești în raport cu tine și cu ceilalți, ai nevoie să faci ceva. Cu alte cuvinte, ai nevoie să proiectezi cât mai multă vibrația iubirii peste toate particule, peste toate realitățile pe care le-ai înscris în câmpul tău, astfel încât cât mai multe particule care formează imaginea ta interioară să fie investite cu vibrația iubirii. Cu cât investezi mai multă iubire în acele particule, cu atât acele particule schimbă vibrația, deci la nivel de câmp general se trăiește la nivel de mai multe particule vibrația iubirii, deci cumva o să am o stare generală pe întreaga portocală, pe întregul câmp personal a stării de iubire. Cu cât cresc mai mult, cu atât vibrația iubirii se stabilizează mai mult. Poți să proiectezi asupra trecutului, astfel încât să culegi asupra în prezent realitatea iubirii, poți să proiectezi asupra viitorului, astfel încât în viitor să mă asigur că ajung într-o vibrație tot mai înaltă. De ce? Pentru că dacă în viitor se vor elibera niște traume din trecut, niște traume care fac parte din câmpul transgenerațional care ies la compensare sau niște traume din structura translife care din nou ies la compensare, este foarte probabil că în anumite etape din viitorul meu să-mi scadă vibrația, chiar dacă tendința este de a crește. De ce? Pentru că ies niște pachete grele care au nevoie să fie procesate și atunci ceva. Îmi ajut viitorul să se ducă pe o vibrație mai înaltă sau să rămână pe un statut de vibrație în iubire. Este ca și cum trimit iubire în trecut, trimit iubire în viitor, până în punctul în care viitorul nu mai are ce să scoată, până în punctul în care nu mai are ce să scoată ca și experiențe traumatice din trecut, care vin la compensare, și până când în trecut nu mai sunt evenimente reprezentative care cumva să mă țină pe altceva decât iubire. Nu este un proces care să se termine într-o zi, nici în două, ci este un proces care poate să, care vorba Roxanei, conștientizează că de fapt cu fiecare etapă, de fapt tu îți muți toată masa de particule pe o vibrație superioară. Și așa este. E o lucrare continuă, care se termină când se termină. Asta înseamnă că e nevoie să vă transformați acest model de lucru într-o practică personală care să fie, hai să zicem, uzitată, folosită ca și practică toată viața. Da? Pentru că este un antrenament care cumva e ca și cum ai merge la sală în fiecare zi. Și mergând la sală în fiecare zi, menții masa musculară într-o anumită formă, pe un anumit tonus. La fel și aici, îți menții realitatea pe o anumită frecvență. E exact și același lucru.